Deci ne-a prezentat și domnul Ardeleanu, a prezentat Centrul Copilor Bucovina, mai puțin domnul Covașiuc, care le are în lucru. Deci acest om, într-adevăr, este o enciclopedie. Dacă vă pare că el și vorbește mult, dar și muncește. La nebunie muncește foarte mult. E acel, cum să zic, bagheta fermecată, da? A multor lideri de aici care tot așteaptă diferite cuvântări și nu știu ce, toate sunt îndeplinite de domnul Covalciuc. Speram la anul viitor să avem acele monografii care dumnealui lucrează la ele acum, pentru că din cele ce am citit eu, cum am vorbit despre Alexandru Voievit, că atât de minunțios, atât de inteligent sunt puse lucrurile pe rafturi și din punct de vedere a cronologiei, dar și din punct de vedere a valorii istorice, dumnealui că eu, ca istoric, mă înclin în fața lui. Avem încă o lansare, încă o carte destul de interesantă, care vă rog, domnul Șchirdan, să ne-o prezentați publicului de aici din sală. Care a făcut lucruri extraordinare, să apropie aceste două zone, Bucovina de Nord Vâlcii, după 50 de ani, după 1944, 19 martie, când a început marele exod, evacuarea românilor bucovineni și basarabeni, în același timp, în nordul, preocupările noastre au fost, în nordul Vâlcii. Râmnicu Vâlcea este leagănul bucovinei. În Râmnicu Vâlcea, ideea de Cernăuți este o altă capitală a României. Încă o capitală față de București, fiindcă jumătate din acea populație din Râmnicu Vâlcea și din Cărimănești, din 44 martie, s-a dublat și este de origine de aici, de la dumneavoastră. Râmnicu Vâlcea și Cărimănești. Iar, cum spunea și domnul de la primăria din Horezu, domnul director Ioan, județul Hotin a avut prefectura, eu știam de primărie, dar ultimul document care l-am ținut spre permanența Hotin în Horezu. Deci, dacă o să căutăm toate listele de evacuați din Bucovi, din Cernăuți și Bucovina de Nord, îi găsim pe toți în Hotin, Râmnicu Vâlcea și Cărimănești. Iar dacă îi căutăm pe cei din Soroca, îi găsim în permanența de la Drăgășani. Este foarte important pentru cei care înțeleg că vreți să faceți o enciclopedie, să nu săriți peste acest capitol. Fiindcă este o continuitate extraordinară, care a început în 1920, prin profesorul Leca Morariu, de la facultatea din Cernăuți, care a anodat legături culturale cu revista Izvorașul din Drăgășani, din județul Vâlcea, încă din 1990, și cu mari și cerebri oameni folcloriști români, Teodor Bărășel, Dene Popescu, din Drăgășani. Am vrut să fac această introducere ca să știți cine suntem, cum suntem față de dumneavoastră, cum privim această problemă. Pentru mine, repet, o capitală, mai mult decât București, este Cernăuți, pentru mine am zis. De ce? Fiindcă eu am studiat violoncelul în 1960-61-62 cu Leca Morariu. Deci sunt un învățăcel al bucovinenilor. Am ținut foarte mult, fiindcă ne-a apărut o carte în ultimile zile la Râmnicu Vâlcea, să fac lansarea acestei cărți aici. Printr-o politică personală, a noastră, deci a Horezului care a susținut material este în aceasta și a mea care am avut bătăvărita și plăcerea colosală de a veni în Cernăuți. Am mai fost în Cernăuți în 1959. Am venit la mormântarea ultimul mele rude, un frate de armă a mei mele. Am auzit aici, atenție ce vă spun, nu există document mai valoros în afară de alea care le avem noi, care sunt legate de evacuare, că pus care au fost evacuați, au venit cu bibliotecile acolo, se face o mare întrebare. Când s-au răsturnat înapoi, când au revenit primăriile înapoi,
ce s-a întâmplat cu aceste arhive. Revin, mare document și am auzit aici, sunt cimitirele din Cernăuți, puntea ultra cele, și cimitirul din Lucan, de rândă ordine. În cimitirul de la Lucan, pe care îl cunosc, Lucanul are acum 100 de locuitori, doi în așa zis un târg, dar cimitirul este mai mare decât toate adunate din Lemnicu Vâlcea. Este ceva fantastic. De asta este o zonă culturală ieșită din comun. Noi suntem total alături de Bucovina și și de Basarabia, fiindcă aceste două nații, partea românească originală, puternică, s-a transferat la Lemnicu Vâlcea, s-a Vâlcea. Eu și tata și mama sunt din Lucani. Pe actul de evacuare scrie Hotin de Bucovina. Pe actul de evacuare al unei rude din Soroca scrie Soroca Basarabia. Așa am dat răspuns și la domnul Dumana, la domnul director de la primărie. Toți suntem însă români. Cineva spunea, zice, ăla din Basarabia sau din Moldova sau Transilvania. Nu există așa ceva. Poți să-i cheme Iosef, poți să-i cheme cum ai vrea. Ești român. De naționalitate, de linie, de ce vrei să-i spui, dacă vrei să-i spui. Nu există nicăieri documente, nici Basarabia, nici Bucovina, nici cu toate. Ești român. Știi că am vreo zis de toate vrei. N-ai cum te-a chema. A fost o carte aici, împreună cu arhimandritul Veniamin Micle de la Mănăstirea Bistrița. Atenție, vă concurăm foarte puternic și pe cei din Bucovina și din Moldova pe linie religioasă pe mănăstire. Acest arhimandrit a scris 100 de cărți între 83 și anul ăsta. Este din Maramureș. În 1500, el, ruda lui Străbună, cumpăra teren, atenție, la Horezu. Iată că această zonă, o coamă, cum îi spun eu, de pe malul drept al Ultului, prin Oltenia, prin Banat și prin Maramureș, și vine în Bucovina, ce n-au făcut austriecii la Vecea din cauza haiducilor, au făcut în Bucovina. Cu 50 de ani mai târziu. Deci întâi au fost la noi. După aia a fost acolo. Așa m-am întâlnit și când a făcut evacuarea și nu ce face. Când a luat nordul de aici și l-a mutat în nordul de aici. Eu întotdeauna spun că orice vreau lăsare în același loc cu miscru. Această carte este în onoarea anului în curs, care a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română, anul Tiparului. Eu am scris istoria Tiparului ca să particip la un concurs al unui exerciților internaționali profesionalist, adică cartea tipărită la ziar. Și am făcut-o în 12, în cursul anului ăsta, în 12 luni, 12 numere pe care le cunoașteți în cultura vâlceană, fiecare episod publicat acolo. Deci este o carte postmodernă publicistică, roman. Micle a fi mandrit la Bistrița, a scris istoria tiparului, așa cum e tiparul, tiparul bisericesc. La tână la 1800 nu e bisericesc era, că nu era de altă anumită. După aia se împart științele să apară. Iar eu am scris istoria acelei scule care indică tiparul. Calculator. Și până nu întreba și el răspunde, el scrie istoria foarte academică, este un tip de o cultură uriașă, nemai văzută. Și eu am scris istoria acestui parcurs, al tiparului, locul de unde apar primele cărți și autorilor, pe acel motiv care era situația.